Bine v-ați întors! Partea a doua! TNA, show-ul lui Dani, favorit, cum aș fi recunoscut la finalul părții întâi. Eu nu înțeleg de ce TNA trebuie să joace și moneda cu Board of Directors. Deci la începutul show-ului, când am auzit asta, am zis, mai prost de atât, dar nu puteți să faceți. Însă, este o oarecare logică în modul în care au descris ei că TNA ar urma să fie preluat ostil. Însă mi se pare că au băgat mult prea ușor în storyline booking-ul match-ilor, cum ar fi, datorită noul investitor, Sting are acum un avantaj. Știi? Asta nu trebuia să se întâmple atât de repede. Trebuia ca ideea cu noul investitor să fie acolo, să se vorbească despre ea, tot așa, dar să nu intervină în booking-ul match-urilor. Să nu se facă referință. Da, ce pot să spun este că pe mine TNA nu mi-a venit să cred când am început, când am văzut că un pay-per-view, vorba vine, începe cu un astfel de segment. Avocatul și-a jucat rolul bine, deci măcar de data asta nu și-au ales Claire Lynch. Și-au ales un tip care chiar și-a jucat rolul de rechin, destul de ok. Dar nu-ți începi pay-per-view cu un promo de genul ăsta. Bine, show special. Nu-ți începi show special chiar cu dificultatea asta. Aș vrea să vorbim puțin. Multă lume ne întreabă de ce urăm noi pe Dixie Carr sau chestia asta, sau se întreabă de cine luăm eu de TNA. Storyline-ul proastă, inconsistență, nu poate să ducă nicăieri. E oarecum simplu și aș vrea să zic aici puțin despre Dixie Carter. Modul în care TNA face booking pentru Dixie Carter, în care ea își anunță planul pentru mai târziu, nu are nici măcar un substrat. Nu te face să te gândești oare la ce a vrut să zică, sau să te facă să zici abia aștept să văd ce se întâmplă, sau oare ce va zice mai târziu. Nimic din toate astea, nimic din nicio întrebare, nu-ți ridică așteptările, nu te face să vrei să abia să vezi ce se întâmplă. Te face să te gândești însă de ce tot apare ea la TV. De ce o femeie azi de proastă, cum au transpus cei din TNA, poate conduce o companie? Da. Realitatea este că nu poate, pentru că a pierdut de fiecare dată controlul, atât cu SZNX, cât și acum. Și nu mai are credibilitate și ca autoritate. Și la o parte, până la urma urmei, argumentul care iarăși l-ai dat foarte bine, nu poți să ai un heel care nu o să ia un bump niciodată. Sau Doamne ferește, o să zică, ok, în sfârșit o să ia un bump și o să vedem o chestie penibilă în care cade în fund. Sau cum erau bumpurile luate de Vicky Guerrero, de gen umilință, o plăcintă în față sau da. Ceva. Nu, alea nu merg. Da, este ce mai departe. Briefcase on a pole match, James Storm vs. Gunner. A câștigat Gunner pentru că James Storm este invidios, pentru că automobile și pentru că seriale. Automobile și film. Da. Stai puțin. Eu acum analizez. Vorbim de match-ul Gunner vs. Storm. Ce dracu da. A fost finalul ăla? Deci, a pus mâna pe aia. În orice altă companie, sau de fapt în orice alt meci de genul ăsta, în momentul în care ai luat servieta de sus, gata, ai câștigat. Nu a fost în full post. Ba da, era mâna mea, eu o țineam în mână și după aia am căzut pe spate, i-am dat drumul pentru că am câștigat. Deci, recunoaște, a fost un final idiot. Păi a fost, dar nu... Kurt Angle își pune Kurt Angle promo de backstage. No, n-ai rost. Match-ul pentru centura X Division cu Velvet Sky într-o cușcă. Ulala! Deci... Da, pe lângă faptul că imaginația mea a zburat de câteva ori, de ce ai pun-o în cușcă pe ea? Să nu intervină. Și... Să nu fie prea sexy să intervină. Da, să nu intervină și de asemenea să facem așa că te o referire la toate... cum să numesc?
Nu stereotipul, Stereotipurile. nu, au un nume specific, dansatoarele, nu entertain. Mamă, ce lapsus am păcat. Pentru toate fetele care stau în cluburi, în cușcă și dansează. Asta mi-a inspirat și nimic mai mult. Prezența ei acolo a fost totally useless. Robert Roode versus bine, Bobby Roode versus Kurt Angle. A Kurt fost un Angle. match rău. De ce trebuie Kurt Angle la 100 de ani să-i îngâtă o varză să facă un sta mai moonsault-ul de Mă, acolo? hai că arăta bine. Arăta bine, arăta bine, dar zic de ce pentru sănătatea sa? Nu s-a întâmplat nimic cu acel moonsault. Nu a ajutat pe nimeni moonsault-ul ăla. Da, știu, dar... Decât pe el să mai am niște Da, painkiller, știu, dar pe atât de altă probabil. parte a fost popul, a fost segmentul meciului, a fost să facă un meci bun. Nu știu dacă sunt de acord cu tine în a pune jos o manevră făcută special pentru a face un meci bun. Păi nu, mă refer o manevră făcută de Angle în situația sa. Înțelegi? Mă rog. Nu știu, mie mi-a plăcut meciul. A câștigat până la urmă Kurt Angle, deci Pentru că a abia spus că acum, acum. dacă nu câștigă, nu va accepta niciodată să fie în Hall of Fame. Și ăsta este finalul acelor Aha. 4 luni de... Aha. Adică, va accepta acum? Nu, dar acum poate să accepte. Poate să accepte cât se simte pregătit. Și am nevoie de 4 luni de azi Am pentru avut, aha. asta? Lumea ne întreabă pe Și... noi de ce ne luăm de TNA. Știu. Da. Bun. Yep. Ce tare. Rockstar Spud versus Samoa Joe. M-am săturat de plicticul ăsta porno de Rockstar Spud. Este un rol foarte... Câteodată e bun, câteodată e prost. Hai să vorbim direct de pe șutiere World Heavyweight Championship. Dacă Sting pierdea, contractul lui era rupt. Vă readucem aminte că Sting nu trebuia să mai lupte vreodată pentru centura World Heavyweight în TNA. Din moment ce a pierdut meciul cu Bully Ray acum nu știu cât timp. Ți-ai Da. aminte? Păi da, cumva s-a... Știu. Știi tu. Normal. Vorbind de Asta e. ăsta, Iar... unde? Asta este iarăși un show special. Genesis. Unde e cel mai bun wrestler din rosterul lor cu cele mai bune promouri? Adică Bully Ray? A, da. Ups. L-a uitat. Probabil că s-a dus Da, la ceva. biberon afară. Ok. Partea tristă e că deja în meciurile astea, dragă TNA, o scrisoare deschisă către voi. Când faceți un main event pentru o centură, cum este cea World Heavyweight, și ca booking vreți să aduceți cât mai mulți oameni implicați în acest, într-un astfel de meci, arbitrii, toată controversa din nume, ar fi indicat să nu faceți asta în fiecare Ia, adică săptămână? cât a trecut? 2 săptămâni? Da, pentru că nu mai are niciun efect. De asemenea, ar fi indicat să nu, știu că nu aveți idei și că trebuie să găsiți o modalitate să puneți tot vestiarul acolo la TV. Dar serios că în meciul de main event chiar nu este soluție să vedem 20 de oameni cum se luptă între ei. Da, știu. Pentru că chiar nu mai înțelegi nimic. Și în ultimul rând, de ce Magnus trebuie să aibă un booking asemănător cu cel al Randy Orton din vară? Pentru că Doamne. motive și TNA. Înainte să încheiem minunata noastră aventură în lumea de impact, două chestii. Ce părere ai despre Lupi, The Wolves și investitorul secret care săptămâna viitoare va fi dezvăluit pentru o altă dezamăgire tipică TNA? Da, my God, dacă Eric Bischoff e gabor. No, eu cred că e Sting. Cred că e Crezi Sting. că e Sting? Și dacă e... Oh, Bully Sau Ray. Bully Ray, sau cineva care nu contează.
Nu, dacă e vreun wrestler, cred că e o Păi nu, cred că mizerie. e Sting, pentru că na, tocmai a fost dat afară și știi tu, deja au început zvonurile că Sting o să fie la WrestleMania. Nu o să fie la WrestleMania! Băgați-vă asta în cap! Și de asta, poate Sting o să fie cel pentru că s-a săturat de cum merge, așa că a decis să investească bani. Dar știi care e faza și mai mișto? Este că toată chestia asta cu un investitor este reciclată. Mick Foley! Normal. Mick Foley. Mick Copil. Foley, când a fost în TNA, au făcut acest storyline, că Mick Foley el de fapt arată atât de urât și în ciuda și că are mașină proastă și că nu se laudă cu mulți bani, pentru că el toți banii pe care i-a făcut pe parcursul anilor i-a pus deoparte și a decis să investească toți în TNA și Mick Foley devenise o forță autorității în TNA din cauza că era un investitor major în firmă. Este reciclat storyline-ul. Deci asta cred, să nu ne așteptăm la ceva la A, ceva bun. nu. Eu mă aștept la ceva foarte asemănător. Sting este principalul meu vizat ca să fie investitorul. Mi se pare penibil că cei din TNA au declarat că the New World sau The cum sunt ei. Wolves sau ce? Cine? Nu? David Richards și Da, The Eddie Wolves au Edwards. zis. Ei sunt noua gene. The Da. American Wolves, mă. Mi se pare penibil că Dixie Carter a declarat că The American Wolves au renunțat la un contract pe lungă durată și pe mulți bani în WWE pentru a veni în That is TNA. bullshit. Deci nimeni nu ar Da, face asta. da, da. Exact, adică și chiar că pleci dintr-un palat ca Președintul să te duci într-o un palat cu mocirlă. siguranță profesională, unde dacă ești promovat și știi să te promovezi și dacă tragi de tine, uite-te la Brian, poți să ajungi. Brian este absolut apogeul de a-ți face cariera singur. Și să vin TNA unde s-ar putea să te dea afară, pentru că cine știe ce. Sau s-ar putea să nu ții salariul la timp, sau să nu mai ai deloc, sau să... Bun. Da. Bine, hai să lăsăm peste asta. Este o să fie interesant modul în care va fi băgat noul investitor și The American Wolves. Aș fi vrut ca noul investitor să vină cu proprii wrestleri. Cum sunt cei din The American Wolves, nu să vină cu Sting, Samoa Joe și Kurt Angle. You know, adică aceiași oameni, pentru că îi dă impresia telespectatorului că totul e cheap în TNA, că n-au nici bani pentru a face acest storyline. Aș fi vrut să vină cu propriul wrestler pentru a sublinia ideea că tot se vor schimba lucrurile aici. Și că trebuie să venim cu forțe proaspete. Transpuneau puțin ce se întâmplă în realitate cu ce se poate întâmpla într-un storyline. Pentru că de fiecare dată când se reconstruiește ceva, se renunță la oamenii bătrâni și se pleacă cu cei tineri care n-au pretins salariale mari. Da, cred că aici put nu, Dar nu cred vor că face. putem aici să încheiem TNA și să trecem la cele patru întrebări, pentru că nu am avut întrebări bune, oameni buni. Și deși vreți să răspundem la toate întrebările, aduceți-vă aminte că săptămâna trecută am stat cât să răspund la toate, în jur de 40 de minute, chiar dacă la unele am răspuns rapid, e de vorbit, așa că de asta le alegem pe cele mai bune. Cine are nevoie mai multă de cine? Sina de WWE sau WWE de Sina? Întrebare venită de Cristi0909. Fără doar și poate Sina de WWE. Deci nu... WWE-ul fără Sina ar avea o scădere în rating clară. Deci nu cred că poți să contești chestia asta. Dar... și-ar reveni. Deci s-au trezit fără Rock, s-au trezit fără Austin, s-au trezit fără mulți oameni, s-au trezit fără Cena când acesta s-a accidentat și au mers mai departe. Și o să meargă mai departe și fără Cena. E clar că el reprezintă un profit major pentru ei cu cât vinde, dar pe de altă parte ei în momentul ăla vor fi obligați să acorde atenția necesară altor oameni și deși nu ar avea câștigul
obișnuit, în 2-3 ani cred că ar putea să-și revină. Cena, pe de altă parte, fără WWE e nimic, pentru că nimeni nu poate să-l promoveze atât de bine, nimeni nu poate să-l pune over atât de bine, nimeni nu poate să-l laude atât de bine ca mașina ce reprezintă WWE, mașina de marketing. Cena în TNA ar muri, Cena în independente ar muri. Ideea este că ce încearcă Mihai acolo să zică e că Cena nu poate să fie un The Rock. Filmele în care a jucat Cena n-au fost deloc de succes, au fost foarte slabe, s-au vândut foarte puțin. Ca o tangentă, mă uitam pe știri și o să apară un nou film WWE, făcut de WWE Films, numit Oculus. Este un film horror, niciun wrestler. E ciudat să vezi cum treptat au ales să meargă pe ideea de a produce filme fără wrestler. Pentru da, pentru că l-au seama că da, they suck. Vreau să ne aducem aminte de debutul actoricesc al lui Triple H în Blade 3. Da. Sau The Chaperone? L-am văzut. Oh, Doamne. Sunt puțini oameni care pot să treacă dincolo de industrie și nu pot să o facă fără WWE. Hulk Hogan a făcut-o cu WWE, The Rock a făcut-o cu WWE, Cena nu poate. Na. De ce fanii Mark îi apreciază pe wrestlerii face mai mult ca pe cei heel, cu toate că cei face fac acte de heel, Ciprian? Și mă presupun că aici se referă la mai mult ca sigur la atacul lui Big Show asupra lui Zeb Coulter. Pentru că este ideea psihologică că băiatul bun mereu va alege ce este bun. Chiar dacă... Ideea este că ce face rău o face pentru o cauză bună. Da, și cumva răul sigur și-a meritat chestia asta. Că a făcut el ceva. Prin urmare, scuza caută... Scopul scuză mijloace. Scopul scuză mijloacele. Da. E o întrebare bunicică, adică destul de bunicică, pentru că când am citit-o stăm și ne gândeam puțin. E foarte, foarte ciudată psihologia fanului de Mark, pentru că ăsta e cel mai bun exemplu. În același timp, să ne aducem aminte, cum făcea Stone Cold, când folosea tot arsenalul unui wrestler heel, dar el primea da, pop. Într-un interviu spunea că atunci când a făcut heel turn-ul, el a mers pe mentalitatea că, mă nene, cel mai bun moment să faci un heel turn ești când ești la apogeul de face, pentru că atunci vei fi urât cu adevărat de oameni. El nu și-a dat seama că el oricum ca face avea toate manierismele unui heel. Deci tranziția sa către heel nu a fost una pe atât de mare succes pe cât și-a dorit-o. Și n-a știut asta și nu a realizat asta. Mai departe. De ce să avem Triple H vs. Punk din nou când am mai avut la Night of Champions 2011? Cu ce va fi mai bun decât cel la Night of Champions? Edward. Păi iartă-mă, dar meciul a fost acum 3 ani de zile. Nu va fi mai bun ca celălalt. Va avea doar o poveste mult mai bună în spate. Va fi altceva. O continuitate, da. Iar 3 ani de zile între meciuri nu văd problema. Nu e o problemă. Problema este alta. Problema este meciul de atunci n-a strălucit. Înseamnă că nu o să fie exigență foarte mare, ca nici meciul de acum. Bine, să nu meciul să de atunci a avut și marea problemă că a fost făcut de ego-ul lui Triple H, ca ăsta de altfel, pentru că el trebuie să aibă meci la WrestleMania. Dar asta nu știu, ideea cu el la meci la WrestleMania nu cred că e neapărat ego, cât că WWE-ul are nevoie de el, este imagine. Este, dar e și ego-ul lui. Dacă va câștiga, atunci va fi clar ego-ul. Da, și asta, la fel ca data trecută. Pentru mine, ego-ul lui Triple H, din punct de vedere de vreau meci la WrestleMania, totdeauna se va întoarce la WrestleMania 22, unde John Cena și Edge aveau un program care trebuia să continue mult timp. Deodată s-a oprit, vine Triple H, pierde Triple H, după aia se continuă programul Cena Edge. Wow!
Da, trebuia să fie acolo. Și ultima întrebare în această săptămână, pentru că repet foarte multe întrebări care nu își merită răspuns, întrebări scurte, întrebări de ce-ar fi dacă, sau ce părere avem despre cine știe ce eveniment din trecut, care nu prea contează. De... Nu vreți să ne punem deloc mintea la încercare. Ce părere am despre WrestleMania, main eventul la WrestleMania 27? Gata, aia e părerea mea. Care sunt diferențele și asemănările dintre The Rock, John Cena și Stone Cold și CM Punk, fan de wrestling? Te las pe tine, Dani. Da, mai zi o dată, te rog, întrebarea, că n-am înțeles exact pe toată. Care este diferența între The Rock și John Cena, The Rock și Stone Cold și CM Punk? Deci compară-i pe Rock și Cena și Stone Cold și Punk. Ok, eu o să încep eu. De ce îi comparăm? De ce această întrebare, în primul rând? Pentru că este oarecum logică. Și de ce? Că sunt cei mai mari de acum? Că sunt cei mai mari de acum cu cei mai mari din trecut. Hai să comparăm pe John Cena cu Hulk Hogan, cu Bruno San Martino. Hai să comparăm pe Stone Cold cu Roddy Piper. Asta și vreau să zic și eu. Asta vreau să zic și eu. John Cena mai degrabă trebuie comparat cu Hulk Hogan, cu Bruno San Martino, cu toți acești wrestleri mai vechi. De ce? Pentru că au același stil de booking. The Rock și Stone Cold. The Rock, hai să vorbim de The Rock. The Rock n-a avut Pe departe n-a avut. În al doilea rând, n-a fost niciodată văzut ca un erou. Cum a fost văzut Hogan când a făcut slam-ul, cum este văzut John Cena ca Superman, etc. The Rock a fost acel campion cool pe care toți fanii, care toți fanii vreau să fie ca el. A avut momente bune, a avut momente proaste. A avut swag, da, a avut. A avut stil. Nu. Swag este pentru Batista. Da. A avut stil, a avut catchphrase-urile, a avut tot ce trebuia. Pe de cealaltă parte, John Cena, clar, fără doar și poate, trebuie comparat cu Hogan, de exemplu. Pentru că John Cena a fost omul mereu protejat, a fost omul care a mers doar drept. Nu mereu, doar ultimii 7 ani. Da, bine, mă refer mereu. Doar drept, fără nicio abatere, și aici prin drept și abatere mă refer la un heel, până la ceva mai interesant cu caracterul său. A fost același stil, puțin pe alocuri modificat, acest stil de booking, puțin pe alocuri modificat, însă în esență era același. Vis-a-vis de Stone Cold și Punk, de adevăr, comparația asta se apropie puțin, adică cei doi se apropie puțin pentru ideea de a spune ce gândesc. Că atât Stone Cold cât și CM Punk spuneau, unul dintre aturile lor în promouri era că, domnule, spuneau ce gândeau. Ceea ce nu e un lucru rău să promovezi, că sunt foarte rare și, într-adevăr, este o asemănare aici. Însă tot se cam oprește, pentru că un alt Stone Cold nu poate să fie comparat cu nimeni. La fel cum nici The Rock nu poate să fie comparat. De ce? Pentru că Stone Cold a făcut ceva ce toți fanii wrestling-ului își doreau să facă, de exemplu, la muncă. Să se întoarcă împotriva șefului nesimțit. Stone Cold a reușit să facă pentru prima dată la TV, ca un wrestler babyface, să folosească toate manevrele din lume de heel, să se comporte ca un heel, să facă tot ce vrea el, dar tot să primească pop pentru babyface. Ceea ce este o mare diferență, pentru că wrestling în general, când sunt heel, poate să se distreze. Asta o zic mereu, se simt mai ușor pentru că nu sunt constrânși, trebuie să faci zic aia ca să fie bine, să nu fie rău. Ca heel, cât timp faci ceva ce e nasol, e bine. Vis-a-vis de Punk,
Punk, din păcate, a avut prea puțin timp în spotlight. A avut doar anul în care a fost campion WWE și asta este marea problemă, din păcate, pentru el. În momentul ăsta trebuie să recunoști, și noi trebuie să recunoaștem, are un booking destul la carte. Este un tip anti-autoritar care în fiecare săptămână mai că zice același lucru. O zice foarte bine. El este un tip care poate să-și transpună sentimentele în ceea ce spune foarte bine. Dar cam bate apa în piuă de ceva vreme. Da, asta e problema cu de exemplu, cu Stone Cold. Simțeai că te duci în mereu înainte. Chiar dacă zicea același lucru, mă, găseam metoda de a pune altfel problema. Nu ca să zic că Stone Cold e peste Punk sau ceva de genul, dar nu știu, pentru mine oricum comparațiile de genul între wrestleri rare ori se merită. Totdeauna vor exista asemănări și deosebiri și de asta este foarte ciudat, doar pentru a-i compara, pentru că sunt, dacă vrei, echivalentul unuia în generația curentă. Dacă vrei asta. Dar nu, e prea puțin spus, adică e ca și cum ai zice, hai să comparăm un președinte cu alt președinte doar pentru că amândoi sunt președinți. Nu merge chiar așa. Nu. Au asemănări, au deosebiri, la fel cum eu am asemănări cu tine și deosebiri cu tine, față de tine. Deci, Este o întrebare nu neapărat rea. Este o întrebare pentru că foarte mulți fani și-o pun foarte des. Dar este o întrebare care nu cred că ar trebui pusă. Pentru că nu ajungi la o concluzie cu adevărat bună. La nimic. Deci, da, descoperi asemănările, descoperi deosebirile și atât. Și cu asta cred că o să punem punct la Smart Talk. Ne vedem săptămâna viitoare cu analiză Royal Rumble. Nu uitați, stați live, citiți o părere, vedeți rezultatele. Dani o să doarmă ca porcul. Eu o să stau treaz. Mm-hmm. Așa. Foarte bine. Și ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumim pentru atenție, la revedere!